Mulți dintre voi știți, pentru că nu m-am putut abține atunci când am cumpărat-o, și da, este nou-nouță, nu m-am putut abține să nu vă arăt. Efectiv, eram prea bucuroasă și am zis că voi trebuie să aflați. Nu mi-am pregătit nimic, nu știu nimic din ce să zic, am mare emoții pentru că așteptam momentul ăsta de mult timp. Mașina a ieșit din service, it's all good, arată mai bine decât arăta înainte din punctul meu de vedere. E bijuteria mea, așa îi spun eu. E mașinuța mea frumoasă pe care o ador, efectiv. Pot să spun că prima mea mașină este mașina visurilor mele. Așa mi-am imaginat tot. De când am zis că îmi doresc o mașină, am zis că vreau așa, vreau să fie nou. Adică eu să o conduc pentru prima dată. Mi-am pus în cap să muncesc până reușesc să-mi iau o mașină nou-nouță, să fie albă. Am vrut să fie albă. Am zis vreau să fie cam povești. Mașina mea vreau să fie albă. Am zis că vreau să fie SUV și să aibă piele albă în interior, pentru că are piele albă. Să știți că mașina asta mi-a găsit-o baby, super random. Eram prin Brașov, ne plimbam și na, dintr-o dată au apărut pe dreapta și pe stânga reprezentanțele la mai multe mașini. Și era și această firmă, Jaguar, și a văzut-o baby și a zis: mamă, ce mașină frumoasă, da, titați repede în spate că trebuie să o vedem. Și când am văzut-o, am zis pe asta o vreau, pe asta o să-mi o iau, pe asta mi-o doresc din tot sufletul meu și asta a fost. Adică am văzut multe mașini înainte și la niciuna nu am spus asta e, asta e aleasa. Nu știu ce să mai zic, efectiv am emoții. Nu știu ce să zic. Mi se pare că e o mașină, nu știu, mi se pare că e făcută special pentru mine. E o mașină, o bijuterie de mașină. Marca asta mi se pare foarte rară. Adică nu văd oriunde. Da. Mi se pare foarte rară, nu văd oriunde. Mi se pare deosebită și e așa, ca o felină, nu știu. Chiar că e ca tine. Îmi place mie foarte mult, pur și simplu. Și sunt foarte mândră de mașina asta pentru că este primul lucru huge, uriaș, luat de mine, luat din propria mea muncă. Știu că majoritatea oamenilor, când văd o puștoaică la volan și într-o mașină destul de wow, pentru că e o mașină destul de wow și este nou-nouță, au tendința de a spune: a, da, e mașina lui mami și al tati, i-au luat-o mami și tati, dar nu. De asta sunt atât de mândră de mașina asta, pentru că este doar realizarea mea. Adică nu e luată de mami și de tati și nu e pentru că nu și-ar fi permis să-mi ia o astfel de mașină, ci a fost dorința mea ca eu să muncesc pentru ea, să fie primul lucru pe care eu mi-l iau din banii mei. Pentru că așa am fost educată, să fiu independentă și să muncesc pentru ceea ce îmi doresc, pentru că muncind voi deveni din ce în ce mai ambițioasă și mai motivată. Și de asta l-am apreciat. Stai că am emoții, m-am rușinat. Fix din acest motiv îl iubesc foarte mult pe baby și îl apreciez enorm. Este foarte ambițios și acum de când suntem împreună, el mă ambiționează și mai mult și mă face să fiu și mai motivată și îmi place foarte mult că ne motivăm unul pe altul. Că ne motivăm unul pe altul. Poate că sunt câțiva oameni care spun: lasă muzica deoparte, lasă vlogging-ul deoparte, pune mâna pe carte. E, cariera niciodată nu m-a împiedicat să-mi urmez școala și să învăț să fiu un elev, pentru că în primul rând, din punctul meu de vedere, sunt un elev și apoi urmează pasiunea pe care o fac din tot sufletul și cu cea mai mare dragoste. Nu m-am împiedicat absolut deloc cariera să-mi urmez școala cu rezultate foarte bune, pentru că am terminat clasa 9 cu media generală 9,98, clasa 10 cu media generală 10, a 11 la fel cu 9,98 și acum în semestru 1 din clasa 12 am terminat cu 9,95 și să vedem cu cât termin întreg anul. Nu asta e ideea. Ideea e că
am învățat pentru școală și chiar foarte bine din punctul meu de vedere. Ba, din contra, asta a fost o motivație pentru mine că pot să reușesc să fac două lucruri extrem de bine în același timp, în paralel, și să fiu o elevă, pentru că asta sunt în primul și în primul rând până termin clasa 12-a, dar în același timp să-mi și urmez pasiunea, să pot să fiu artist, vlogger, actriță în același timp. Și înainte să încep să vă prezint mașina mea, vreau să vă spun să aveți mare încredere în voi, să credeți în voi, pentru că acest lucru e cel mai important, și să nu uitați că nimic nu este imposibil. Cu multă muncă și multă ambiție, orice vă propuneți este posibil. Vă spun din propria experiență. Mi-am dorit această mașină foarte mult. Mi-am dorit ca prima mașină să fie nou-nouță, să-mi o iau eu din proprii mei bani. Și uitați că e posibil. Așa că hai să vă prezint mașinuța, vestiuța mea, bijuterie, că nu știu cum să-i zic, că pur și simplu ador. Vreau să vă spun că e foarte multă muncă și apreciez fiecare om care în paralel cu școala reușește să facă încă o activitate, reușește să-și facă plăcerea sufletului, să zic așa, pentru că e foarte multă muncă în spatele acestor activități. Poate că, uitați, din punctul meu de vedere și din același punct de vedere al lui Baby. Aproape și susțin. Poate că ne luăm multe ore, foarte multe ore din somn, din odihna noastră, pentru a munci pentru pasiunea noastră. E un lucru minunat și de asta l-am apreciat întotdeauna pe Anto. E un om minunat, un băiat deosebit și îmi place că ne înțelegem foarte mult, pentru că facem exact aceleași lucruri și muncim pentru ceea ce ne dorim. E foarte mult de muncă și am vrut să spun chestia asta nu ca o laudă, ci efectiv ca o motivație, iar multe persoane nu văd chestia asta. Poate o văd ca pe o joacă, dar e foarte multă muncă în spatele unui edit, a unui vlog, a unui videoclip, în spatele unei melodii, muzică, versuri, studio, de mers la studio, de tras piesa și așa mai departe. Sunt multe, multe chestii pe care poate mulți dintre voi nu le vedeți și de asta am vrut să le zic. E multă, foarte multă muncă. Și dacă îți dorești ceva cu adevărat, se poate împlini. Hai să vă arăt mașinuța! Vă dați seama că am nevoie de ajutorul lui Baby să prezint mașina, că eu nu cunosc chestii de mecanică, de așa mai departe. Mie efectiv îmi place mașina, mă simt bine atunci când o conduc, mă simt confortabilă în ea și asta e ideea. E mașina visurilor, e exact cum am vrut-o, aia e! Ia zi, cum trebuie să încep? Ce trebuie să fac? Mai pot să le zic în primul rând că este un Jaguar Ibis, da. Are un motor de 2.0 diesel, are 150 de căluți care sunt exemplar, dar să știți că la 100 cei 150 de căluți mașina este chiar foarte, foarte dinamică, este da, foarte dinamică, rapidă. Da, e dinamică, deși nu nouță mașina și se mișcă destul de bine. Ia zi, Benoa, se mișcă? Ia zi cât ai mers cu cel mai mult cu ea, ia zi. Hai să vă prezint și eu un picuț, aici sunt niște stopuri, aici un număr. Explicația numărului o avem? De unde vine BXB? De la B. De ce nu BYB? De ce nu BBY? Mi se părea prea basic, am zis BB, gen e fit, e bis, adică B nice, și BB. Nice, se înțelege, nice, hai că-ți înțeles. Și 992 număr de mafiot, se știe! Asta este interiorul, îmi stă bine? E bombă rău de tot. Stă bine la volanul mașinii mele? Da, sunt foarte, foarte bine. E, nu știu, hai să o aprindem. Da. Și na, mie mi se pare o mașină foarte modernă, foarte spațioasă. Ia zi, Nicol, că tu stai în spate cu mine. E foarte spațioasă. E ce trebuie. Este. Da, mie îmi place foarte mult, e spațioasă, bordul e foarte, foarte cool. Vreți să dăm o tură? Eu zic să dăm o tură. Hai! Dai! Prezentarea mașinuței mele. Ați văzut exteriorul, am dat și o tură. Ați văzut cât de cât și interiorul. O să vă pun acum câteva cadre mai detaliate cu interiorul mașinii, dar ea arată demențial seara, pentru că are lumini ambientale și fix, dar nu știu cum s-a nimerit, a fost chiar că Dumnezeu, fix culoarea mea preferată, culoarea mea celui Baby, albastrul ăla deschis, superb. Și o să vă pun niște cadre și de seara ca să o vedeți cum luminează și cât de frumos este.
poate un vlog special, o să facem și un mini car vlog, așa că baby, hai în mașină ca să facem un car vlog. Hai să dăm drumul la mini car vlogul ăsta. Vreau să vă mai spun câteva dotări pe care le are mașina. Noaptea, mi se pare senzațională mașina. Are, nu știu cum să vă explic, are un fel de laser care iese din mașină și luminează logo-ul de la Jaguar, da. Și mi se pare excepțional, super da, tare. Jos la mașină înainte să intru. Are lumini ambientale, pe culoarea mea preferată, și nu pot să înțeleg cum fix culoarea aia este și, Doamne, sunt atât de fericită. Volanul este încărcat de opțiuni, am aici o grămadă de opțiuni. Să vă arăt un picuț, volanul este încălzit, adică se poate încălzi, iar nu e, e demențială tare rău de opțiunea tot. Asta. Așa, am aici tot ce am nevoie în timp ce conduc, ca să nu mă uit, să nu fiu distrasă. Bordul mi se pare foarte, foarte mișto, mi se pare extrem de modern și la fel și navigația care este pe touch. Yes. Nice. E foarte mișto, mie îmi place. Tot interiorul e îmbrăcat în pielea asta super, super frumoasă, care mie îmi place foarte, foarte rău. Da, și mie îmi place. Ăsta este schimbătorul. De aici. De fapt e o manetă, pentru că vitezele se schimbă automat. Da, mașina este automată. Gata, hai să-i dăm drumul, centura e pusă. Let's go. Am plecat la drum. Nice. Da, sunt foarte fericită pentru tot ce se întâmplă, pentru mașinuța asta care este, e chiar că bijuteria mea, nu știu. E realizarea vieții tale. Da, prima realizare mare din, din viața asta. E o bucurie pe care nu pot să o exprim și sper să-mi înțelegeți bucuria, pentru că e prea mare, e prea mare și nu pot să o exprim prin cuvinte. Pur și simplu vreau doar să ne mulțumesc părinților mei că m-au susținut și au crezut în visul meu, m-au motivat să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și sunt niște oameni minunați. Lor le mulțumesc cel mai și cel mai mult, lor și lui Doamne, Doamne, că mi-a dat putere. Și, sinceră să fiu, le mulțumesc tuturor oamenilor care au contribuit la formarea mea ca și om. Fiecare chestie pe... Cine era? Un copilaș. Fiecare chestie pe care o faci este pentru avantajul tău. Adică sunt foarte recunoscătoare pentru fiecare etapă din viața mea, inclusiv etapa cu festivalurile, concursurile, pentru că eu acolo m-am dezvoltat cel mai și cel mai bine și acolo am căpătat experiență. Experiența de a cânta pe scenă, de a mă simți cât mai în largul meu și cât mai bine pe scenă. Iar acolo, în etapa asta a festivalurilor, au fost mulți oameni care m-au încurajat, foarte mulți oameni de calitate, oameni de muzică, profesori și vreau să le mulțumesc inclusiv lor. Dar cel mai mult și persoanelor cele mai importante cărora vreau să le mulțumesc sunt părinții mei, Doamne, Doamne, și baby, care mă motivează și mi-e alături tot timpul și mă susține și te iubesc și îți mulțumesc. Te iubesc mult. Cam acesta a fost vlogul, aceasta a fost mașina mea. Sper că vă place mașina mea, eu o ador, sunt efectiv nebunită după ea. Și obișnuiți-vă cu ea, pentru că vor apărea foarte multe vloguri alături de ea. Exact. Și a fost un vlog, sincer să fiu, mai mult și pentru sufletul meu. Un vlog, sper că, de ce nu, poate motivațional pentru voi. Un vlog care să vă motiveze să aveți mai multă încredere în voi și să vă gândiți că nimic nu este imposibil. Dacă vă doriți ceva cu adevărat și din tot sufletul, nu există nu. Nu există nu. Totul e posibil. Aveți încredere în voi și ne vedem în următorul vlog. V-am pupat! Pa!